Această emisiune vă este oferită de Centrul de Tratamente Naturiste Nicu Ghercu. Bună seara, dragi telespectatori, și bun găsit la o nouă emisiune Fântâna Sănătății. Eu sunt Nicu Ghercu, lucrez în domeniul terapiilor alternative de peste 20 de ani și în această seară, împreună cu Adriana Ghercu, vom fi gazdele dumneavoastră. Sperăm la o emisiune care să vă încânte și mintea și sufletul, pentru că ne dorim ca timpul petrecut alături de noi să fie un timp de foarte bună calitate, dumneavoastră să beneficiați la maxim de informațiile pe care noi vi le vom oferi, pentru că sunt informații oferite din inimă, cu bucurie, și sperăm să vă fie de mare ajutor în viața de zi cu zi. Adriana, te rog să spui telespectatorilor despre ce vom vorbi în această emisiune. Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Fântâna Sănătății. În această emisiune vom vorbi despre câteva dintre obstacolele ce stau în calea recuperării sănătății. Vom vorbi și despre o terapie alternativă foarte utilă și valoroasă în prezent, și anume terapia FOHAU. Dacă tot vorbim despre terapia FOHAU, nu putem să nu vorbim și despre principiul ce stă în spatele acestei terapii, și anume principiul Yangsheng. Este un principiu foarte vechi, dar foarte interesant și actual pentru zilele noastre din medicina tradițională chineză. Așadar, dragi telespectatori, sunt convins că interesul va fi maxim, pentru că informațiile sunt într-adevăr de cea mai bună calitate, și vom vorbi pentru început despre blocajele, sau este impropriu spus blocaje. Vom vedea câteva dintre aspectele care ne blochează procesul de autovindecare, starea de sănătate. Și vom vedea că sunt și câteva greșeli făcute destul de frecvent, în așa fel încât să le conștientizăm pentru a putea să avem rezultate maxime atunci când intenționăm să inițiem un act medical sau terapeutic. Și lista poate să fie nesfârșită, însă din experiența proprie am să vă vorbesc despre cele mai frecvente obstacole în calea redobândirii sănătății. Probabil că și dumneavoastră ați observat că sunt persoane și sunt situații la extremități. Sunt persoane cu probleme foarte grave de sănătate. Am cunoscut foarte multe cazuri de persoane care medicina nu le-a mai dat nici măcar o șansă, dar în urma fie a unui act medical alopat, fie în urma unui proces terapeutic alternativ, inexplicabil s-a recuperat persoana respectivă. Și sunt nenumărate cazuri de persoane care sunt bine mersi în ciuda pronosticurilor medicale. La polul opus sunt persoane care parcă au o viață normală, au o problemă de sănătate, poate ceva mai nu atât de gravă, cu toate că toate problemele de sănătate sunt grave, dar duc boala pe picioare, cum se zice, de ani și ani buni. Eu personal cunosc de persoane care de zeci de ani se chinuie cu aceeași problemă de sănătate. Ne dăm seama că este o tragedie, în primul rând, pentru calitatea vieții, pentru că un bolnav în familie influențează în mod direct și pe ceilalți membri ai familiei, pe cunoștințe, apropiați și așa mai departe. De aceea vom vedea care sunt aceste obstacole. Odată ce ne vom da seama de aceste blocaje care sunt bariere în calea recuperării sănătății, ne va fi mult mai ușor să vedem diferența dintre actul terapeutic. Cel mai important blocaj care ne oprește recuperarea sănătății este stresul. Probabil că despre stres acum se vorbește tot mai des, însă stresul este într-adevăr una dintre principalele probleme care face ca terapiile alternative, ca suplimentele alternative să devină ineficiente. Și îmi place să dau și explicația de ce se întâmplă acest lucru. În momentul când suntem sub stres
Și aici vorbim de orice intensitate a stresului, fie că este vorba despre îngrijorarea pentru ziua de mâine, teama de ceva neprevăzut. Avem situații când creierul parcă ne ia foc, nu? Cum spune expresia, miroase a creier încins, atunci când simțim că ne explodează și simțim acea stare de presiune. Atunci, în corpul nostru se secretă hormoni de stres. Suprarenalele secretă adrenalină, cortizol. Acești hormoni pur și simplu sunt hormoni care blochează procesele de recuperare a sănătății. Pe termen scurt, această stare de creierul să fie în starea de luptă sau fugi este benefică pe termen scurt, dar pe măsură ce se prelungește această stare de presiune mentală, atunci devine o problemă, pentru că organismul nu mai are capacitatea să se recupereze. Partea cea mai dramatică a situației este că venim acasă cu stresul, după o zi de muncă, unde suntem epuizați, stresați, și una dintre marile capcane este că ne refugiem în falsa alinare sau în falsul remediu al stresului. Fie mâncatul compulsiv, fie un păhărel, parcă alină puțin din starea aceea, parcă mai calmează, dar este o falsă alinare. Pe termen scurt se pare că dă rezultate, însă pe termen lung creierul devine tot mai dependent de aceste substanțe care se pare că ne alină stresul, și după dependență știm că devine foarte greu să ne mai oprim. De aceea este foarte important să nu neglijați starea de stres. Ne obișnuim atât de mult cu stresul și încercăm să-i facem față cu tot felul de stimulente, încât ignorăm pericolele reale care stau în spatele acestui stres. Și este foarte important să ne dezvoltăm propria capacitate de a gestiona stresul. La ora actuală sunt exerciții foarte eficiente unde putem să învățăm cum să ne gestionăm stresul, fie prin respirație conștientă, fie prin mișcări simple care ne pot calma, plimbatul în natură, statul în liniște în mijlocul naturii sunt metode foarte eficiente pentru a ne calma stresul. Una dintre lecțiile importante învățate la cursul de reflexoterapie a fost că întotdeauna să reușești ca terapeut să reduci stresul pe cât posibil. Pentru că în momentul când se induce starea de relaxare a creierului, automat emisferele cerebrale se echilibrează și atunci informația de vindecare în corp se produce la un nivel mult mai profund, pentru că intră direct în subconștient și de acolo se produce adevărata vindecare. Așadar, stresul, după părerea mea, este pe primul loc la ora actuală, care face ca terapiile alternative, suplimentele alternative să devină ineficiente. Un alt obstacol în calea recuperării sănătății este gândirea accelerată sau gândirea hiperactivă. Este chiar un sindrom descoperit acum recent, societatea modernă descoperă aceste lucruri, care se numește sindromul gândirii accelerate. Ne dăm seama că este legat de stres. Și așa cum spune dictonul străvechi, minte sănătoasă în corp sănătos, observăm că pe primul loc pare să fie mintea, și aici ne-am putea gândi doar la calitatea gândirii noastre, calitatea gândurilor noastre, însă este foarte importantă și cantitatea gândurilor noastre. La ora actuală există un flux de informații aproape amețitor. Să fii supus de dimineața până seara la tot felul de știri, tot felul de informații și să încerci să ții pasul cu tot ceea ce se întâmplă este o întreagă provocare pentru creier. De fapt, provocare este puțin spus, pentru că este de fapt o amenințare la adresa sănătății mentale. Și din nefericire am foarte mulți clienți
despre care nu ai fi crezut niciodată, dacă i-ați fi cunoscut cu câțiva ani în urmă, că lor li se poate întâmpla o astfel de degradare neurologică. Persoane creative, persoane intuitive, cu minte sclipitoare, o plăcere să stai în compania lor. Dar de cele mai multe ori aceste lucruri vin dintr-o dată, se întâmplă o ruptură unde lucrurile iau o întorsătură greu de remediat. De aceea este foarte important să nu neglijați stresul. Cum să nu neglijați calitatea și cantitatea gândirii. Este foarte important, eu recomand tuturor clienților care apelează la serviciile cabinetului nostru, trei tipuri de igienă. Igiena fizică, cu care suntem obișnuiți, însă vom vedea că are și foarte multe carențe, igiena fizică, igiena mentală și igiena emoțională. Care este diferența? Așa cum ne igienizăm corpul și ne place să avem un aspect plăcut, să mirosim frumos, la fel se întâmplă și cu calitatea gândirii noastre. Este foarte important să fim selectivi, poate chiar dramatic de selectivi, să accedem doar acele informații care fie ne interesează într-un anumit domeniu, fie ne produc bucurie, dar să fim atenți la ce intră în mintea noastră. Să nu permitem ca orice fel de informație să pătrundă, mai ales dacă este și spusă sub o formă de agresiune, unde se vede clar o intenție negativă. Este foarte important să ne controlăm fluxul gândirii și să fim atenți și ce gândim noi, dar și în ce mediu trăim. Un alt aspect care încetinește foarte mult sau îngreunează foarte mult procesele de recuperare a sănătății îl reprezintă intoxicația cu metale grele și cu tot ce înseamnă poluanți și substanțe anorganice sau incompatibile cu corpul nostru, cu viața noastră. Și aici putem să vorbim despre, începând de la aromele sintetice, potențiatori de gust, coloranți sintetici, până la nitriții din apă, nitrații, da? Îmbrăcămintea artificială, detergenții cu care spălăm rufele, detergenții cu care spălăm vasele, toate aceste substanțe au o influență uriașă asupra sănătății noastre. Este foarte importantă această informație și pentru că îmi doresc această emisiune să fie una și de educație, pentru că aceste informații au fost dobândite în timp, noi ni le dorim să vi le oferim într-un mod iubitor, unde să chiar să vă fie de folos. De exemplu, la un curs de nutriție, o doamnă doctor spunea într-un mod foarte clar cum ne otrăvim în doze homeopate. Am fost curios să vedem ce înseamnă acest lucru. În homeopatie este principiul cantității infime, nesemnificative, dar care poartă o informație cu un impact major asupra sănătății. Și, de exemplu, doamna doctor explica că în momentul când am spălat o oală, un vas de metal cu un detergent chimic, este foarte important să avem o cantitate suficientă de apă pentru limpezire. Și explica cum chimicalele din detergent intră în reacție cu metalul și formează niște compuși toxici pe care noi îi ingerăm atunci când gătim mâncarea. Poate nu le dăm seama, dar puțin azi, puțin mâine, dintr-o dată ne trezim cu probleme de ficat, cu probleme renale sau cu tot felul de alte probleme, pentru că neglijăm această situație pe care avem la ora actuală metode cum să o remediem. De exemplu, în momentul când spălăm rufele, în special lenjeria intimă, lenjeria de corp, cearceafuri, este foarte importantă limpezirea, pentru că oricât de mult am limpezi, tot rămân acele substanțe, acele tenside, rămân impregnate în material, iar corpul nostru este un corp activ, pielea noastră este un organ activ
care preia și elimină acele substanțe și ușor, ușor ne intoxicăm fără să ne dăm seama. Ca să nu mai vorbim despre săpunuri, șampoane, toate acestea au un impact deosebit, tocmai pentru că trebuie să fie cât mai aproape de natură, trebuie să fie cât mai aproape de modalitatea noastră de a ne îngriji. Dacă ne gândim de mii de ani, strămoșii noștri s-au igienizat puțin diferit, cu lucruri din natură. Nucă de săpun, săpun făcut din leșie, sodă sau din o sânză de porc, adică lucruri care sunt cât de cât organice. Dar și pentru pentru sfaturi, dacă doriți, vă pot sta cu drag la dispoziție, pentru că este foarte important să schimbați puțin modul cum priviți igiena, atât corporală, cât și igiena din casa dumneavoastră, pentru că substanțele cu care dezinfectăm, substanțele cu care spălăm pardoserile, toate au un impact extraordinar asupra sănătății noastre. Nu mai vorbim despre familiile cu copii, este foarte important să acorde o atenție deosebită acestui aspect. Un alt lucru care blochează procesele de vindecare îl reprezintă absența luminii naturale. Am fost creați să trăim în natură, să trăim în lumina naturală a soarelui, însă observăm că chiar și lumina naturală la ora actuală, spun specialiștii că după ora 11 trebuie să fim atenți pentru că sunt radiații nocive și ne pot face rău. Însă lumina, lipsa, absența luminii naturale este una dintre problemele puțin abordate la ora actuală de către partea terapeutică, dar are un impact foarte mare asupra sănătății mentale și neurologice. Ne dăm seama de acest lucru doar în momentul când ieșim în natură. De aceea ar fi foarte important să ne obișnuim să facem băi de lumină solară dimineața când răsare soarele până la ora 8, maxim 9, să stăm cu ochii închiși în dreptul soarelui, tocmai pentru ca lumina blândă, naturală a soarelui să ne scalde fața, pentru că avem receptori pe piele care convertesc lumina naturală a soarelui în biofotoni cu o capacitate extraordinară de a genera lumină celulară. Eu am descoperit ce înseamnă puterea biofotonilor atunci când am descoperit puterea microalgelor care generează biofotoni în interiorul nostru și ne dăm seama că absența luminii naturale sau statul excesiv în lumină artificială blochează aceste procese naturale de refacere a organismului. Ar fi multe de spus, cum ar fi consumul de apă sau consumul insuficient de apă, cum ar fi poluarea electromagnetică. Vrem, nu vrem, trăim într-o eră tehnologică unde suntem bombardați de unde electromagnetice. Absența somnului, iarăși este una dintre marile probleme, adică somnul nesatisfăcător, neodihnitor, este una dintre probleme. Dar noi nu vrem să vorbim despre probleme, pentru că Fântâna Sănătății chiar este o emisiune pozitivă. Doar am trecut în revistă câteva dintre aceste obstacole. Dumneavoastră, dragi telespectatori, este foarte important să vedeți ce îmbunătățiri aveți de făcut. Puteți să participați la conferințele noastre unde vorbim despre aceste teme într-un mod mult mai amplu și mai detaliat. Sau puteți pur și simplu să ne scrieți fie pe Facebook, fie pe canalul nostru de YouTube Nicu Ghergu, unde vă stăm la dispoziție cu sfaturi extraordinare. Însă pentru că ne dorim să vă oferim soluții, vom vorbi acum despre terapia Fochau și despre filozofia care stă în spatele acestei terapii, filozofia Yang Shen. Este o filozofie străveche care în momentul când îți atinge mintea, inima, viața se schimbă total. Dar cel mai bine despre această terapie și despre această filozofie ne vorbește Adriana Ghergu, pentru că ea este lectorul care ține cursurile de masaj energoterapeutic Fochau și
poate să ne vorbească despre această terapie și despre filozofia din spatele acestei terapii. Așa este. Yangsheng este unul dintre cele mai importante concepte din medicina chineză despre care poate că nu mulți au auzit. Tocmai de aceea în această emisiune ne-am propus să facem cunoscut acest principiu. Traducerea literală a acestor două cuvinte înseamnă a hrăni viața. Principiile Yangsheng ne pot ajuta să ne echilibrăm în așa fel încât să putem trăi cu înțelepciune o viață lungă, fericită, în care să ne exprimăm potențialul și darurile cu care am fost înzestrați, așa cum am discutat în emisiunea anterioară. Suntem obișnuiți, din păcate, să luăm de bună sănătatea noastră până în momentul când ne îmbolnăvim. Abia atunci începem să luăm măsuri în această privință. Yangsheng implică un mod diferit de a gândi despre corp. Și tocmai asta face această filozofie atât de valoroasă pentru noi astăzi, pentru omul modern. Îmbolnăvirea, foarte interesant legat de îmbolnăvire, este că aceasta era privită în China, în China antică, ca un eșec al prevenției. Chiar de curând am aflat o curiozitate foarte interesantă legată de aceasta. Știai că în secolul XVI, în China, medicii din acea vreme, pe care acum i-am numit medici de medicină tradițională chineză, erau plătiți doar atât timp cât pacientul era sănătos? Interesant! Plata se făcea sub forma unui abonament recurent, care se oprea în momentul în care persoana se îmbolnăvea și era reluat în momentul în care aceasta se însănătoșea. Interesant, așa-i? Interesant, da. Da. Despre acest principiu, principiul Yangsheng și practic al medicinei chineze pe de-a întregul, spune că dacă eliminăm micile probleme de sănătate pe măsură ce apar, vom preveni apariția celor mai mari. Există un proverb chinezesc străvechi care nouă ne place foarte mult, care spune: a aștepta să te ocupi de problemele de sănătate după ce acestea se manifestă este ca și cum ai aștepta să sapi o fântână după ce deja îți e sete. Să știți că titlul emisiunii nu este întâmplător, Fântâna Sănătății. Gândiți-vă la faptul de a ne spăla pe dinți. A ne pria zilnic dinții nu ne aduce în aparență niciun beneficiu semnificativ. Totuși, nu am vrea să nu ne periem zilnic dinții, pentru că știm la ce poate duce lipsa acestei acțiuni. La fel este și cu principiul Yangsheng. Este un concept care pune accent pe acțiunile proactive. Este întreținerea zilnică a corpului, a minții și a energiei. Vă adresez câteva întrebări la care vă rog să vă răspundeți dumneavoastră înși vă personal. Nu este nevoie să dați un răspuns public. Dormiți bine? Vă treziți odihniți? Vă simțiți în forță? Sunteți calmi? Săriți din pat, gata de acțiune? Din păcate, stilul modern de viață, societatea și multe dintre acțiunile cotidiene ne lasă de multe ori în dezechilibru. În prezent, există acest concept de cheltuirea energiei. Îl voi dezbate imediat. Medicina tradițională chineză vine cu o altă idee importantă în completarea principiului Yangsheng. Ea spune că orice boală începe cu o întrerupere a fluxului de energie, care se întâmplă înainte de a observa orice simptom și se poate manifesta în tot felul de moduri. De la oboseală cronică, o calitate slabă a somnului, așa cum am discutat mai devreme, nervozitate inexplicabilă și multe altele. Despre care energie este vorba? Despre energia vitală. Spuneam în emisiunea anterioară că în tradiția chineză ea se numește Qi, dar este un concept cunoscut multor civilizații. În ebraică era numit Ruach, în greacă Pneuma, în prezent îi spunem pur și simplu energie sau forță vitală și este strâns legată de respirație. Ca partea universului și noi suntem formați din energie și aceasta este ceea ce ne conectează în mod inerent la tot ce ne înconjoară. Acum, spuneam puțin mai devreme despre cheltuirea energiei. În prezent, consumăm mai multă energie decât corpul nostru produce, această energie chi. Și atunci când se întâmplă lucrul acesta,
întreg corpul nostru intră în dezechilibru, pentru că toate, de la celulă până la organe, totul este în echilibru. Chiar și atunci când stăm complet nemișcați, se produce în interiorul nostru o mișcare. Organele își desfășoară activitatea, inima bate, fluidele corpului sunt în mișcare, fiecare celulă este în mod constant în activitate. Toate acestea sunt posibile în mare parte datorită acestei energii vitale. Canalele prin care curge energia vitală se numesc meridiane și sunt prezente în întreg corpul, iar de-a lungul lor există puncte biologic active folosite în acupunctură. Sunt convinsă că cu toții am auzit de acupunctură. Acolo unde se află și cel mai mic firicel de sânge, acolo se află și un meridian. Starea ideală este una de curgere lină, fără dezechilibre sau blocaje, care se numesc stagnare în medicina chineză. Dacă stagnarea sau blocajul persistă fără să luăm măsuri din pripă, în timp se va manifesta în cele din urmă cu o boală. Și este foarte important să facem lucrul acesta pentru că, așa cum spuneam, viteza cu care lumea se mișcă în jurul nostru, lucrurile de muncă, locurile de muncă stresante pe care mulți le au și mulți alți factori duc la o accelerare rapidă de degradare a sănătății. Iar în momentul în care se întâmplă lucrul acesta, așa cum spuneam, începem să experimentăm oboseală, apatie, stări de dispoziție negativă. Este de datoria noastră să ne îngrijim de energia noastră, iar asta se va reflecta și în energia, vitalitatea și pofta de viață pe care o simțim zi de zi. Acum, ce este la fel de interesant cu privire la înțelepciunea milenară Yang Sheng, este că din aceasta fac parte practici la mare căutare astăzi, precum acupunctura, presopunctura, masajul gua sha, doamnele sunt foarte încântate de acest masaj, moxibuxia și multe altele. Toate acestea sunt tehnici pentru cultivarea energiei vitale. Dar cum ar fi dacă le-am avea pe toate la un loc? Masajul energoterapeutic Fohao incorporează toate aceste practici. Aparatul de masaj Fohao este un dispozitiv elaborat pe baza teoriei medicinei tradiționale chineze despre meridianele energetice și organele interne, dar folosește realizări avansate în bioinformatică, energetică și alte domenii. Este o terapie foarte valoroasă, pentru că grație efectului fizioterapeutic, special asupra acestor canale energetice prin care curge energia vitală și a punctelor biologic active, se realizează o curățare rapidă a acestora. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea circulației, energiei vitale și implicit a energiei sanguine, pentru că, spuneam în emisiunea trecută, energia vitală chi este cea care face sângele să curgă, este forța care o împinge de la spate. Iar cu ajutorul acestui aparat, în timpul terapiei, se realizează mai multe efecte, de pieptănare, împingere, realizăm mișcări de masare cu palmele, frecare, presare, răsucire, încălzire, sunt termeni folosiți în domeniul masajului. Acționăm direct asupra meridianelor principale, dar și a celor de legătură din corp și din membre. Toate aceste efecte cumulate ajută la eliminarea stazelor de pe meridiane și la îmbunătățirea circulației sanguine, inclusiv cea periferică. Ajută la relaxarea musculară, articulațiilor și a tendoanelor. Crește tonusul și elasticitatea musculară. Putem spune că se creează un efect analgezic și îmbunătățește starea generală de bine. Dacă nu ați încercat până acum terapia Fohao, vă invităm cu drag la cabinetul Tratamente Naturiste Nicu Ghergu, unde ne găsiți atât pe mine cât și pe terapeutul Nicu Ghergu. Vă invităm cu drag, este una dintre cele mai înalte forme de terapie și vă rog să mă credeți că vă spun cu smerenie, cu adâncă recunoștință, pentru că am putut să experimentez o terapie cum nu există la ora actuală și dacă o spuneam numai eu, mi-aș fi reținut vorbele. Dar când auzi medici specialiști în acupunctură, parteneri care și-au luat acest aparat în cabinetele dumnealor,
Medici cu reputație internațională care vin și spun așa ceva este de neconceput. Cum poți să creezi un efect atât de profund, să meargă până la organe, până dincolo de organe, să simți că ți se umple tot corpul cu vitalitate, este ceva de neconceput. Și eu rămân mut de uimire când mă gândesc la înțelepciunea de mii de ani. Imaginați-vă, peste 3500 de ani, unde chinezii au descoperit modul cum funcționează viața. Pentru noi este acum o fascinație, noi parcă acum descoperim mersul pe jos, roata, apa caldă, dar ele au fost întotdeauna descoperite. De exemplu, medicii de medicină chineză, ei au descoperit modul de funcționare al sănătății, al vieții. Viața este ca o flacără vie, ca un bec care arde, conectat la o baterie, la vitalitatea noastră. Și imaginați-vă, o baterie trebuie să emită o energie, dar energia aceea este compusă din două părți. Una pozitivă, una negativă, plus și minus. Când sunt conectate împreună și bateria este încărcată, atunci avem energie electrică. La fel se întâmplă și la noi. Ei au descoperit că energia aceasta are două componente, una caldă, una rece. Sunt organe care emit o energie caldă, altele care emit o energie rece. În momentul când se creează un dezechilibru dintre aceste două principii active, numite în medicina tradițională chineză principiile yin și yang, rece și cald, sus și jos, da? Tare, moale, atunci fluxul de energie vitală nu mai are cum să circule prin canalele despre care a vorbit Adriana, meridianele acelea energetice, prin punctele acelea vitale, să împrăștie această energie vitală în tot corpul. Și atunci, exact ca într-o casă unde se înfundă canalizarea, se astupă geamurile, ușor, ușor aerul devine tot mai poluat și devine practic insuportabil să mai stai într-o astfel de casă. Corpul nostru este ca un templu unde omul sălășuiește, unde viața noastră sălășuiește. De aceea este foarte important să avem grijă și de interiorul nostru, igiena aceea interioară. Eu am rămas surprins când am văzut că acest aparat de fizioterapie creat de către compania Fohau și pus la dispoziția oamenilor simpli, oamenilor care nu au o pregătire terapeutică și prin cursurile pe care compania le predă, oamenii sunt învățați cum să-l folosească la eficiență maximă. Se poate produce acest efect și de acupunctură, și de reflexoterapie, și de masaj guașa, și moxibuxie, acele ierburi care sunt arse deasupra unor puncte de energie vitală, dar și terapia cu ventuze. Eu practic de multe ori terapia cu ventuze și am văzut cât de benefică este această terapie. Imaginați-vă că toate aceste lucruri sunt posibile cu un simplu aparat. Îl am aici lângă mine, nu am să vă dau prea multe detalii, doar am să vă arăt cum se întâmplă acest lucru. Printr-un cablu ne conectăm la aceste mânuși care au țesătură cu fir de argint, le punem frumos în mâini, ne conectăm la aparat și imaginați-vă în acest moment când facem un masaj ușor. Nu vreau să vă spun ce senzație aveți, ca să nu vă supărați pe mine să ziceți că exagerez. Dar vă rog frumos, experimentați măcar o dată în viață această terapie, pentru că este de domeniul, este inexplicabil ce se întâmplă. Fiecare percepe într-un mod diferit. Nu întâmplător, am vorbit cu specialiștii, au rămas foarte plăcuți, surprinși, pentru că au spus, domnule, nu întâmplător s-a ales firul de argint. Chiar dacă nu se vede, este o țesătură fină cu fir de argint. Argintul este un purificator al apei, este un antibacterian. În momentul când se face un masaj, imaginați-vă ce se întâmplă cu pielea. Pielea devine de o culoare roză, o culoare foarte plăcută. Imaginați-vă dacă trăim într-un mediu toxic, de exemplu, dacă purtăm țesătură textilă sintetică, vrem, nu vrem, rămâne acel microplastic pe piele și cu aceste mânuși putem să ne facem o terapie foarte, foarte eficientă prin care putem să ne detoxifiem corpul și pielea în special.
se poate face și acasă masaj. Imaginați-vă că este o extensie a aparatului de fizioterapie care amplifică efectul de masaj. Există o telecomandă, fiecare poate să-și dea intensitatea la mărimea dorită și în așa fel încât să fim în zona de confort. De ce este importantă această terapie? În primul rând, am observat că are un impact foarte mare asupra sistemului limfatic. Sistemul limfatic este sistemul de salubrizare al corpului nostru. Nu putem să facem un program de detoxifiere eficient. Nu putem să avem o calitate a sănătății dacă nu facem o detoxifiere limfatică. Și acest lucru se poate obține și într-un mod natural, fie prin mișcare, sistemul limfatic se activează foarte bine prin mișcare, fie printr-un masaj de drenaj limfatic, dar această terapie are și efect de drenaj limfatic. Foarte important cum drenează limfa. Cel mai important este să înțelegeți, să mergeți la un terapeut care practică masajul Fohau. Avem în toată țara, avem parteneri care practică această terapie și puteți să beneficiați de această formă de terapie. Un alt lucru foarte important este că acționează și asupra sistemului osteoarticular. De exemplu, prima manevră se face chiar pe coloana vertebrală. În momentul când se trece cu mâna ușor pe coloana vertebrală, curentul face și o microvibrație și trezește memoria celulară a vertebrelor. Și am avut surprize foarte plăcute când persoane cu ușoare scolioze, cu ușoare probleme de spate, dintr-o dată s-au corectat foarte bine poziția coloanei vertebrale. Pentru că acest tip de terapie, acest tip de masaj este conceput de către și elaborat de către Institutul Național de Medicină Tradițională Chineză. Fiecare manevră este foarte atent studiată, de aceea vă recomand, în cazul în care intenționați să achiziționați un astfel de aparat, să participați la cursurile de masaj energoterapeutic Fohau, unde veți învăța lucruri care sunt extrem de esențiale atât pentru viața de zi cu zi, pentru că sunt principii de viață, dar și pentru calitatea terapeutică. Foarte multe persoane, fără specialitate medicală, și-au luat aparatul acasă tocmai ca să se îngrijească de sănătatea familiei practicând acest masaj energoterapeutic Fohau. Una dintre beneficiile pe la care eu le-am văzut frecvent a fost îmbunătățirea calității somnului. Foarte multe persoane care sufereau de tulburări ale somnului, după câteva ședințe de terapie, au spus că se simt foarte, foarte odihnite dimineața, că se îmbunătățește foarte mult calitatea somnului. Apoi este foarte importantă și durerea sau inflamația din corp. În mod normal, să poți să dizolvi o durere despre care majoritatea nici măcar nu-și dau seama că au această durere în corp, este foarte simplu, pentru că avem două posibilități. Fie să lucrăm durerea cu mânușile cu fir de argint, fie sunt electrozi, niște paduri care se aplică pe locul dureros, dăm intensitatea într-un mod suportabil și ne putem ajuta să eliminăm durerea din confortul propriei locuințe. Beneficiile sunt foarte, foarte evidente al acestei terapii. Eu am fost impresionat de calitatea terapeutică, pentru că fac masaj terapeutic și reflexoterapie de peste 20 de ani. Am căutat întotdeauna metodele cele mai bune pentru clienții care apelează la serviciile mele. Dar acum îmi dau seama că este idealul oricărui terapeut, oricărui medic care se pune în slujba sănătății semenilor, este important să înțeleagă cum funcționează această terapie. Modul de funcționare este unul pe cât de complex, pe atât de simplu. Imaginați-vă
în momentul când un copil se lovește, are o durere, merge prima dată la mama și mămica ce îi face? Prima dată simte nevoia să-l mângâie, chiar dacă nu face mare lucru, dar mângâierea aceasta este de fapt o formă de terapie, este o formă de masaj. Simțim nevoia, când este o persoană suferindă, să-i luăm mâna, să o mângâiem. Este de fapt o formă de alinare care, dacă avem un instrument atât de eficient cum este aparatul de masaj bioenergoterapeutic Fohau, putem să aducem o terapie extrem de valoroasă în casele noastre. Adriana, dacă vrei să ne mai vorbești puțin despre ce se învață la cursurile de terapie Fohau, așa câteva idei. Sigur, cursurile Fohau sunt organizate în două module. Primul modul, unde se învață teoria de bază, învățăm principii și teorii fundamentale din medicina tradițională chineză, spre exemplu, teoria celor 5 elemente, care ne ajută să înțelegem cum anume interacționează organele între ele. De asemenea, teoria despre meridianele energetice, dezvoltăm pe larg, vedem care sunt cele mai importante puncte biologic active din corp și de asemenea învățăm cum să folosim acest aparat și de asemenea învățăm anumite masaje. Terapia de bază se învață la modulul 1, este terapia care se realizează pe spate, este dedicată meridianelor energetice de pe spate, care asigură bunăstarea generală a organismului. Iar la modulul 2 se învață câteva masaje locale, spre exemplu masajul cervical sau masajul facial, care pot fi realizate cu aceste mânuși pe care le-ați văzut mai devreme. Sunt două cursuri foarte interesante, apreciate de cei care au participat la ele și vă așteptăm cu drag. Una dintre ideile care mi-au atins mintea și inima, a fost să înțeleg mai bine principiul de funcționare al acestei terapii, mai ales atunci când se face masajul cu mânușile cu fir de argint. Pentru că firul de argint este un bun conductor, se simt foarte bine factorii patogeni perturbatori ai sănătății. Vorbeam în emisiunea trecută de cei patru factori patogeni: vântul, frigul, umiditatea și căldura. Și Adriana explica ce înseamnă de fapt frigul, înseamnă de fapt reumatismul, ce înseamnă căldura excesivă, înseamnă de fapt inflamație, ce înseamnă apa, înseamnă blocaje limfatice. Și la terapia Fohau, în momentul când se face masajul acesta, pentru că firul de argint este un bun conductor, se simte foarte, foarte fin, se simte foarte bine în mâini, în palme, acești factori patogeni. De exemplu, cele mai frecvente probleme le-am descoperit fie în zona renală. Este o manevră unde se apasă pe rinichi, se ține mâna, se face un masaj static în zona rinichilor. Și acolo, la persoanele care au fost traumatizate, care au fost abuzate în copilărie, observăm acolo o răceală foarte mare. La persoanele cu dezechilibre urogenitale, fie bărbați, fie femei, dar în special la femei, este o manevră care se apasă în zona sacrală, în zona coccisului. Acolo unde este coccisul înghețat ca un cub de gheață, se simte în palme. Se explică foarte clar la curs ce înseamnă când simțim rece, când terapeutul simte rece în anumite zone. Unde este rece, nu este energie vitală despre care vorbea Adriana, aceea energie chi. Și am persoane care au apelat la această terapie, persoane cu posibilități materiale care n-au precupețit nici măcar nimic pentru restabilirea sănătății, aveau probleme foarte mari despre care eu nici măcar nu știam, dar până când nu s-a eliberat
acel frig din celule, mai ales din coloană, se simte foarte clar în momentul când începem masajul pe coloană sau pe mușchii paravertebrali, corespondent cu meridianul energetic al vezicii urinare, observăm acești factori patogeni. Fie că este foc, este o inflamație puternică, fie că este rece, adică nu circulă energia în zona respectivă, dacă reușim să refacem acest echilibru dintre acești factori patogeni, să restabilim energia și vitalitatea corpului, atunci corpul intră în homeostază, atunci sistemul imunitar își face foarte bine treaba și atunci funcționează orice terapie, atunci funcționează orice supliment, medicament și absolut orice. De ce? Pentru că atunci are corpul capacitatea energetică să se autovindece. O idee foarte interesantă, am învățat-o de la un terapeut, unde mi-a explicat într-un mod foarte simplu ce înseamnă de fapt potențialul electric la nivel celular. Dacă reușim să refacem potențialul electric al celulei, atunci modul de recuperare a sănătății este unul foarte, foarte rapid. Și dădea exemplu foarte simplu cu programele de televiziune. Eu am copilării la țară, cum am explicat și în emisiunea trecută, și dădea exemplu cu televizoarele cu lămpi după timpuri. Mi-a fost foarte ușor să recunosc această imagine. Și la un moment dat, fie imaginea se îngusta, fie se aprindea foarte tare și se spunea că trebuie să oprim că sunt fluctuații de curent. La fel se întâmplă și în corpul nostru. Celulele noastre generează un biocurent. Da? Noi numim energie, vitalitate, are energie, are vitalitate. Însă, dacă sunt stimulate prea puternic cu anumite stimulente, ele secretă într-un mod accelerat această energie și ne simțim plini de vitalitate, dar pe termen lung se instalează oboseala cronică. Sau dacă este insuficientă energie, atunci avem starea aceea de oboseală cronică. Și în momentul când nu există potențial electric la nivel celular, atunci nici terapiile nu funcționează, nici suplimentele alimentare nu funcționează. De aceea terapia Focao vine și reface acest echilibru energetic al organismului. Aduce starea de bine în corp, echilibrând cele două energii. Una rece, care predomină la ora actuală, marea majoritate a problemelor de sănătate o reprezintă excesul de energie rece, energie yin, și deficitul de energie caldă, și anume energie yang. Și acest aparat, această terapie, masajul energoterapeutic Focao, se adresează în special meridianelor calde. Am refăcut căldura corpului, automat corpul intră în echilibru și în felul acesta ne putem bucura de sănătate și vitalitate. Mie îmi face mare plăcere să vă stau la dispoziție cu întrebările dumneavoastră, să vă răspund în măsura în care pot. Am câțiva medici cu care colaborez de foarte mult timp, sper să-i aduc în această emisiune, să vă bucurați de experiența lor. Eu am învățat foarte multe de la acești oameni dedicați sănătății și în felul acesta putem să găsim cele mai bune soluții pentru o sănătate, nu doar sănătate, ci și o sănătate și vitalitate vibrantă. Mă bucur că am petrecut împreună aceste momente frumoase. Emisiunea Fântâna Sănătății sper să ajungă la inima dumneavoastră, sper să vă fie de folos și nu uitați, pe site-ul tratamentenaturiste.ro găsiți informații de foarte bună calitate, pe canalul de YouTube unde vă invit să vă abonați la canalul Nicu Ghergu, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări, vă pot răspunde și în felul acesta putem să aducem o contribuție frumoasă în viața dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, dacă aveți preferințe să vorbim despre un anumit subiect, cu dragă inimă, nu trebuie decât să-mi scrieți sau să mă sunați, că de obicei răspund și o fac foarte prompt. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, să aveți o seară liniștită, o viață frumoasă, fericită, plină de bucurii. Seară frumoasă în continuare! Această emisiune v-a fost oferită de
Centrul de Tratamente Naturiste Nicu Ghercu.